interes local pentru repartizarea orelor de muncă a listei beneficiare de ajutor social și a listei persoanelor care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local conform legii privind venituri minim garantate. Domnul Gabor, aveți cuvântul. Comisia de Cultură a dat-o disfavorabil cu menționarea sau modificarea. Zona la Saramură, pe bază, unde vin cetățenii noștri și unde vin și alte persoane din alte localități pentru a lua Saramură. Să se aloce 100 de ore pentru igienizarea albiei pârâului. Adică întreținerea. Sunt copaci, crengi, defrișare, igienizare. Da, se fac o toaletizare la arbuști și igienizare chiar a zonei. Țin să vă informez că deja tăierea creiei și am început părâul sărat, am făcut deja, săptămâna trecută. Dar problema, ce spuneți la Salamură, trebuie să aducem și pe cei de la doctor veterinar, că eram întâmplător acolo și a venit o mașină, un cetățean de la Unis, să iei Salamură și din portbagaj, în loc să scoate bidonul, a spus 5 căței și a lăsat jos. Atunci eu frumos am luat cățel și am pus în portbagaj. Și tot el era rău. Citea că de ce fac treaba asta? Pentru că du-te la tine Onești și lasă-ți căței, nu la Uituzi. Foarte bine. Mulțumesc. S-a nimerit pe asta. S-a nimerit. S-a nimerit. Domnul Apostol. Avem aici la acțiune de interes local pentru repartizarea orelor de muncă. Vedem aici, uite, cu vreo nouă locație. Am gândit că ar fi bine să vezi curățarea, toaletarea apelor care cresc de o parte de alta drumul de exploatație agricolă. De exemplu, avem drumul ca duce de aici, de la Oetuz, la cimitirul romano-catolic, către șanțul, la margine. Acum trec fiecare, dar trec cu mașină. Gândiți-vă, de o parte de alta salcâmie, scrie omul, mașina, jurește mașina când trece pe aia. Cu banii ajutorul social, curăție, domnule, drumul este. Dar nu pot să l-am început, după rău să l-am făcut deja săptămâna trecută. Dacă l-a fost vinut 20 de grații... Adică, înțeles, să fie trecut în ăla ăsta, asta am spus. S-a făcut și acum anul. Nu știu, spuneți, asta am cerut. Foarte bine. Foarte bine. În locul Macară. Aici spune și aprobarea listei beneficiarilor. Vreau să vă întreb și eu. Mi-a sărit în ochi foarte multe persoane cu... născuți în 88, adică... persoane tinere care beneficiază ajutorul ăsta social. Dacă nu au legea... Legea spune că și trebuie făcută anchetă. Vreau să știu dacă se face anchetă. Se face în 3 luni. Dacă nu au niciun venit, pentru că se aduce, se aduce și de la ANAF, se aduce și de la agricultor. Se aduce de la femeie. Se face dosarul, nu e. Mulți au mai renunțat că n-au vrut să vină la muncă. Acum, primăvara, din nou, că iarna n-au vrut să muncească, mai bine au renunțat. Le ia tu și iarna la muncă. Aș fi foarte bine să fac anchetele astea chiar. Dar e dosarul, poți să-l vezi. Și dacă se merge să constată... Și azi a venit de la ANAF, a venit de la ANAF lista cu oameni că n-au niciun venit la ANAF, nu se face. N-au animale sau astea acasă. Da, deci dosarul ăsta nu. A cineva dacă mare e. Dacă au animale. Noi am venit. Păi asta, eu știu cazul care au animale, au cai, au astea. Eu și eu. Mi-a venit în gând acum. Sunt persoane care trebuie să execute între 3 și 11 zile. Sub ce criterii s-a constatat că unul trebuie să facă 3 zile, unul 11, cât costă ziua sau cum? Cât primește un cetățean? Depinde de vârstă, domnul. Depinde de vârstă. Păi, da. Și un criteriu vârstă. Și mai mult. Și starea de sănătate. Dacă sunt nelămuriri, o chemăm pe doamna Hebler, că ea se ocupă din ajutorul social și poate să dea mai multe detalii. Pe asta mă gândesc. Câte zile trebuie să facă un cetățean? Deci, o cheamă pe Mihaela. Nu. Șapte, 11 zile. O zi, două la o an, din luna asta. Sunt care... mai au și alte venituri, nu chiar n-au deloc venit. Mi se pare că trebuie făcut o comisie în care să analizeze că unii nu merge. Nu merge. Domnul... Dar nu face treaba.
Ba da? Domnul Doroi nu este vorba că nu merită, pentru că nu știu doamna Heblea și cred că nici domnul primar nu își riscă semnătura ca să, pe urmă, să se impute, că ANAF nu mai este cum a fost odată. El ia ajutor social și el este în Italia. Dar ia spuneți în care ia ajutor social în Italia, că nu există, nu mai există. Vine la muncă. Nu mai există. Nu, e super verificat. Dar la 9.000 de locuitori, la 9.000 de locuitori, și ei sunt mai puțin, domnule. E puțin. S-au strâns în toate care iau ajutor social cu 2 mersani. A venit de mea. La noi. La noi s-a nu cred că avem așa ceva. Bogdănești au 300 și au numai 3.000 locuitori. Întrebat domnul. Deci la comuna noastră, la 10.000 de locuitori, nici nu avem dosare multe. Sunt, am fost la o ședință cu o comună de 2.000 și ceva de locuitori și aveau 500 și ceva de dosare. Și criterii după care calculăm zilele de muncă, avem o formulă de calcul în norme, în 50, pe care calculăm, avem un criteriu de 170 ori cât beneficiază în funcție de familie câți membri sunt, împărțit la minimul pe economie 1450, de acolo ne dă zilele, împărțim la 8 ore pe zi și de acolo vedem exact câte zile are de făcut, dacă e persoană singură, dacă sunt mai mulți, deci o singură persoană se desemnează care va face zile de muncă, în funcție dacă e singur la dosar, dacă sunt mai mulți și membri. Dacă sunt membri familie 3, să iau un singur ajutor? O singur, da, că se face okay. Pe familie, nu pe membru. Încă o întrebare. Da. Pe lista care beneficiază sunt 118. Da. Pe lista care trebuie să execute numele de zile sunt, persoane, sunt 57. Sunt persoane, nu, sunt persoane tinere care au dreptul la muncă de la carte de muncă de la 16 la 60 femeile, de la 16 la 65 bărbați. Sunt, da. Sunt persoane care alea sunt sub vârsta pensionării. Din astea 57, da. Sunt 11 care nu figurează pe prima listă, într-o 118. Sunt 11 persoane. Dar nu știu la care vă referiți. Vi le dau eu dacă... Avem și persoane scutite. Dar nu sunt trecute pe prima listă. La 118, nu sunt trecute. Astea din 57 nu sunt trecute pe lista din 118. Poate o fi cu amendă, fi cu... Nu, nimic. Nu știu la ce se referă. Nu pot să-mi dau seama până nu... Aici e procesul verbal de afișare. Toate persoanele beneficiare de ajutor social. Astea se fac lunar, la sfârșit de lună. Așa. Aici sunt persoanele care trebuie să facă zilele de muncă, da, dar așa, alea sunt toate persoanele. Așa, da. Da, și se din ia după, și din astea sunt care sunt în dosar, este titularul, dar desemnează o persoană din familie să efectueze de zilele de muncă. Așa, da. De asta nu se regăsesc. Acum nu știam... Și ancheta la domiciliu cine o face? Ancheta, comisia. Avem o comisie cu dispoziții, cu... Din 6 în 6 luni se face încetă socială. Jumătate. Și la locali, care... Toată lumea e altceva. Avem o listă de criterii cu bunuri, există avem în legii... Avem cetățeni care are 98 de ani. De la ajutor social? Da, la ajutor social. 98 de ani. Și avem cel mai mic care are 98 de ani. Avem și mai mici. Care face zilele de muncă? Și care... Avem și mai mici, că sunt copii la școală. Nu trecut în listele astea. Mai mic e... Titularul să trece în lista cu procesul verbal. Dar sunt mai mulți. Așa da. Deci să trece așa titularul. Da. Eu am făcut o statistică, cel mai mic e 28 de ani, cel mai mic e 98. Avem și, avem și câteva luni. Titularul, doar titularul. Și la zile de muncă se desemnează persoane. Deci titularul nu poate face zile de muncă. Desemnează o persoană din familie. Dacă e persoană singură și are copii sub, un singur copil, să spunem, sub 7 ani, nu face zile de muncă până împlinirea 107 ani. Dar fiecare titular de acolo cu familia are un dosar. Da, domnul. Cine vrea să vă spune, vă spune. E regulă, dar putem merge mai departe. Vă zic că dacă ai suspiciu, în 2 de ani, ai dosar cu anul 17 și 29. Să văd eu ce-i cu ăștia. Să-ți spun, da. 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 Să-ți spun, da
putem să măsură planul de lucrări, să-i cărăm. Mulțumim, doamna Hebler. Mulțumim pentru asta. Trecem la vot. Cine este pentru? Să abține cineva? Mulțumesc. Trecem la punctul 6 în ordine zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea acțiunilor de interes local pentru repartizarea orelor de muncă. Nu, nu, Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și personalului contractual din subordinea Consiliului Local. Are cuvântul la ăla puteți da. Eu am citit tot raportul. Am văzut care sunt persoanele care sunt în subordinea Consiliului Local și care primesc această apreciere anuală. Bună este ca văd bunul de istruție. Ieși, Farman Gheorghe. Nu, 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 dar băiatul de bun, am văzut că nu-i trebuie. Am înțeles că este în subordinea domnului primar, nu a Consiliului Local. Da. Și domnul primar a fost doar apropo de... Comisia dată a fost favorabil. Cine vrea să mai ia cuvântul la acest punct? Eu. Poftim. Cu obiecțiuni. Domnul primar, nu știu ce note ați dat muncitorul sau omul în serviciu de la Căminul Cultural, Gherghel. Că toți mergem acolo și plătim cablu și vara e buriană de un metru, pe acolo iarba și zăpada tot acum, tot de un metru. Să luăm puțin măsuri cu omul ăsta să facă treabă. Domnul, vreți să nu controlați, să-l puneți la treabă. Domnul, sau că au făcut din fix valorile astea, că și domnul Naiman Traian a luat note foarte bune și nu sunteți mulțumit de el. Păi omul și-a dat demisie, ți-am dat note mari. I-a dat note mici ca și cavalier. Nu și-a dat demisie, i-am dat note mari. La simpul ăsta. Suntem mulțumit de bună. Dar chiar ce nu era mulțumit, nu putea fi evaluat. N-ați înțeles. Nu era prevăzut de noi. Dar cum se evaluezi? La câte rapoarte am făcut împotriva sentențe care îl și acum e de foarte bine. Dar nu a fost cu foarte. Acolo eu face cine face evaluările astea, dar... Mi se pare... Păi uitați-vă pe fișurile așa. M-am uitat de acolo și aia. Domnul primar. Să mă ierte Dumnezeu, dar să mi-și foarte bine, chiar toți ce-au depus chiar așa din... A luat 470, din 5 a luat bine, domnul. Domnul președinte, uitați și sunteți evaluatorul cine vă. Uitați cu fișe de aia. Domnul primar a dat calificativul... Domnul primar a dat calificativul... Domnul primar a dat calificativul... Păi, domnul primar a dat calificativul... mai mult. De când a venit domnul primar comunist. Da, înainte scazea la 300 de lei, acum scazează la 100 de lei. Da, și am mulțumit că... Da, pentru asta am dat calificat foarte bine. Și atunci de ce ați aprobat demisia, domnule? Și era așa... Demisia e unilaterală. Aia nu poți să-l țin. Aia nu poți să-l țin. Noi am ridicat și salarul. Poți să-l forțezi să-și ia demisia? Păi am normă întreagă. Normă întreagă. E că n-a vrut omul să mai stea, e treaba lui. Putem noi să ne... Aici mai afli ceva de advocat. Da, domnul Gurea, spune. La doi angajați ai subordinii Consiliului, la doamna Costanduie Marian și la Faraon Gheorghe, n-au semnat. Nu sunt de acord cu evaluarea sau de ce? Poate, poate, prin fără, nu mai zicem că vorba aia, că fi fost pe aici, dacă face cum a făcut și el pană, când prânc, dar tot nu e semnat. Nu e semnat. Nu e semnat. Ia ca... Ochi, uitați-mi, bine zis. La doamna Costanduie. La doamna Costanduie... N-am cuvinte. Ideea este că nu au semnat și să... Păi nu, dar la mod de o hotărâre a... Da, a s-a umplat și a luat statul. Nu, dar poate n-a dat la cunoștință, dacă se știe, ok. Să știe, probabil s-a omis. Nu. Eroare. Da. Dacă mai aveți la acest punct, ceva de adăugat. Nu, trecem la cine este pentru, ce abține cineva, mulțumesc. Trecem la punctul 8. Raport
A, raportul de activitate, curții de conturi. Proiectul de hotărâre. Da, domnule, luarea, așa scrie aici, ordine, luarea la cunoștință raportului curții de conturi, numărul 2014 din 20 al 12 2016 și a deciziei numărul 67 din 1 al 2, 26 al 3 al 2017, emis de Camera de Conturi al Județul Bacău. Domnul Ionel, aveți cuvântul. Comisia a dat aviz favorabil, dar eu vreau să spun așa, pentru că am cuvântul acum, eu am anumite nelămuriri în ce privește raportul ăsta. Spune-l, domnul Ionel. Unele chestii chiar nu le înțeleg. Din ce spune. Deci sunt niște termeni tehnici, termeni juridici pe care eu nu îi stăpânesc așa de bine. Și... Unele lucruri, cum vă spun, nu le-am înțeles așa de bine. Din cauza asta va trebui să mai citesc încă o dată și încă o dată, să mai întreb pe careva care să mă lămurească despre ce e vorba. Și personal o să mă abțin de la... Așa vedem când votăm acolo de primer. Poate mai sunt și alții care să abțin. Nu este, dar ce se face? Să spun asta, restul de tasa, dar ce să spun? Și dacă aveți întrebări jurist... Dar avem aici jurist, avem jurist, dacă e nevoie, chemăm și contabilitatea. Practic juridic avem nevoie. Contabilitatea, după ce s-a semnat, a plătit. N-are ce să ne spună contabilitatea. Că contabilul, după ce se semnează tot, ea plătește, dă bani. Noi, dacă avem o chestie juridică, poate să ne explice juridicul. Și trebuie să analizați bine, că noi trebuie să mergem să rezolvăm anumite, ne-a pus în sarcină a Consiliului Local, să luați o hotărâre, ori albă, ori neagră. A mai fost luată, trebuia să se ducă mandatul trecut, la realizare, v-ați uitat da, ce scrie. Era luat în 2016, domnul primar. Acum, avem pe domnul primar, poate are mai multă experiență, poate să vă convingă, faceți o comisie la nivel de consilieri. Eu, ce hotărâre luați, încerc să duc la îndeplinire. Dar depinde de dumneavoastră. Problema este că acolo scrie clar, trebuia făcut asta până în 2016 martie, dacă nu mă înșel. Da, exact. Așa. Iar noi suntem la un an după. Da, dar prin noua decizie prin s-a prelungit decizie termenul de duce la îndeplinire la 28 aprilie 2017. Da. Adică cum ar veni, scoatem castanele cu mâinile noastre. Domnul președinte. Eu v-am zis ce spune noua decizie pe care am și anexat-o materialului. Din acest raport, mulți consilieri, 80% din consilieri sunt noi. Ei nu știu despre ce sunt. Exact asta. Problema în acest raport. În măsură să ne spună toate problemele, este domnul Osoloș. Exact. Și să vă spun eu, domnule. Dumneavoastră, în 2015 ați făcut o sesizare. Nu, în 2014 ați făcut o sesizare la DNA, Departamentul Național Anticorupție. Am fost anchetat un an și jumătate. Mi s-a dat neîncepărârea urmăririi penale. Ați venit și la curtea de control când a venit în control și aceleași probleme care le-ați ridicat la DNA, le-ați ridicat și curții de control și ați îngreunat controlul acestui curs de conturi. Eu, conform procesului verbal care l-am încheiat atunci la data controlului, am luat o serie de măsuri, că vedeți aici sunt trei categorii. Sunt măsuri care au fost duse la îndeplinire 100% și sunt multe, cu recuperarea banilor, sunt măsurile care au fost parțial duse la îndeplinire și o măsură care nu a fost dusă la îndeplinire datorită unor aspecte găsite în teren. Departamentul Național Anticorupție, DNA-ul, Poliția, au adus ei niște experți, că au zis să nu punem noi cu primăria experți, ca să nu tratăm cu ei noi diferite aspecte în urma controlului și au adus și experți, au constatat, s-a încheiat procesul verbal și nu numai că procesul verbal încheiat de experții care au verificat lucrările alimentare cu apă, canalizare și regularizarea părului Hățman, n-au găsit deficiențe deosebite și ca urmare acestor procese verbale încheiate în urma controlului făcut de experți, a dat în încerc pe urmărării penale. La ei au spus domnul primar în expertizile alea
Că din cauza apelor torenți care au fost, probleme cu apele, da? Păi în 2015 a fost sau nu a fost? Că avem filmul. A fost, domnul primar, așa este. A fost filmul. Dar din expertiza aia tehnică, de cine ori este că peleurile în loc de 16 cm sunt numai 10 grosimi? Aia n-a specificat acolo experții nu, ăștia. Primarul nu este, nu este persoană tehnică, noi am și avut, multe... am avut chiriniști în cartier. Așa este. El a fost chemat, a fost întrebat de curtea de conturi. Dacă avem problemele astea, eu propun să facem o comisie. Să răspundu cu... să facem o comisie din care să aducem proiectantul, dirigintele șantier. Proiectantul de ce da? Dar trebuie să, dacă am bunit proiectantul, firma nu mai există? A firma, dar firma nu vine. Proiectantul care a preluat activitatea firmii, nu și-a asumit nicio responsabilitate. Cine a murit? Samson la părău ăzi? N-a murit. Dar vezi, zici proiectant, domnule, nu de dirigintul de șantier. Păi dacă proiectant... Dacă dirigea la proiectant. Nu la dirigintul de șantier, că ăla e principal vinovat. Păi așa spune, nu proiectantul. Samson n-a murit, să nu ne coace. Chiar și chemăm. Eu dacă am plecat de la primărie în iunie 2016, activitatea asta de urmări trebuia să continui. Niciun lucru nu e bun acolo pe ăla. Și ticurile care au fost făcute în plață și alea s-au surpat în... Deci eu vin cu problema să facem o comisie, să facem invitații către proiectant, dirigent de șantier. Eu în aceeași comisie, dumneavoastră, domnul primar, fost primar, că ați fost acolo, știți. Și cine mai vrea? Și cine mai vrea? Și facem o notă de constatare, facem o notă de constatare, mergem metru cu metru, să vedem dacă s-a respectat acel proiect. Și dacă dirigintele a supravegheat lucrurile respective, că așa dăm cu cioc cu boc și nu rezolvăm problema asta niciodată. Dacă suntem de acord cu această comisie, o facem o comisie. Facem de acord. Bun, altcineva. Domnul Acosta. Se pot face fotografii, se poate măsura, se poate și atunci, și atunci când vine curtea de conturi, vede ce am întreprins noi. Și ea, ei nu mai dă vina pe noi. Mergem mai departe să vadă dirigintele de șantier, deci nu a respectat. Domn primar, da, în proiectul hotărâri inițial de dumneavoastră, la articolul 2, primarul comunei Ursus prin compartiment de specialitate va lua măsuri de duce la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 67-12 a Camerei de Comunitate al Județului Bacău, informând lunar Consiliul Local despre modul și stadiul măsurilor luate. Tot aici, deci Consiliul Local are obligația să spună urmărirea modului de ducere la îndeplinire de către entitate verificată, măsurile discuse de Curtea de Conturi. Deci, noi nu avem obligația să facem comisii. Deci este clar, măsurile trebuie duse de primarul comunii ori dus. Să spune clar, îmi pare. Cine ne obligă să facem comisii, domnul Apostol? Ați înțeles greșit, domnul Vici? Citiți proiectul hotărârii? Dar de ce dumneavoastră când ați fost, mai puțin domnul, dar când ați fost dumneavoastră președinte la recepție, nu s-a făcut recepția? Nu s-a făcut recepția. Păi de ce nu s-a făcut? Motivul? Da, vă spun eu, pentru că dirigintele șantier, având acolo, vin cu material, nu a fost pus la punct. Iar inspectorul de la construcție a spus, domnule, veniți cu documentația, a pus betonul, după așa amânat, asta a fost tot motivul. Că nu s-a încheiat procesul verbal atunci. Păi de ce s-a încheiat, domnule, proces verbal? Nu, s-a încheiat proces verbal și s-a pus motivația care a fost. Care motivație? Dar v-am spus, vreau să vă repet. Deci nu avem cu dirigintele, nu a avut documentația pusă la punct. Trebuia să fie documentația pe poduri. Avem cu o grămadă de... Și cu o întrebare pentru domnul... Din cauza lui sau dacă se poate... Să se pună la punct treaba asta, de ce nu trebuie de acord? Eu v-am spus, este un proiect inițiat de domn primar, da? Citiți articolul 2. Și la cum se zice cumva, legea să nu facem o comisie... Să-i aduce amendamentul ăsta să-ți facă o comisie. Care e problema? Ne interzice cumva? Da, măsurile pot include și așa. Ascultați, curtea de cont, spune clar, primarul duce la îndeplinirii sarcini, nu Consiliul Local. Bun, domnule, primarul duce la îndeplinirii, dar dacă vice primarul... Și uitați, spune, informând primarul, informând lunar Consiliul Local despre modul și stadiul măsurilor luate. Lunar despre nu este extras din regulamentul curții. Nu, nu. În urma adresei curții de conturi, domnul primar trebuia să inițieze un proiect de hotărâri prin care dumneavoastră să luați la cunoștință de acest raport și Consiliul Local era obligat să ia măsuri care să asigure ducerea la îndeplinire, așa cum v-am și arătat în raportul meu, fiind obligat totodată
să informeze despre acest lucru conducerea structurii de specialitate care a emis decizia. Și atunci, care era modalitatea dumneavoastră de a vedea stadiul măsurilor, îndeplinirii măsurilor dispuse prin decizii? Informând domn primar. Așa ne-am gândit că ne-am conforma adresei curții de conturi. Deci, curtea de conturi. Dar care-i sensul expresiei follow-up-ul ăsta? Follow-up? Follow-up. Așa se numește raport, da. Așa se numește raportul care se documente în urma acțiunii de verificare. Fac și eu ca cineva când... Nu ai cuvânt engleză. Nu știi, doamne, dar n-am învățat engleză. Păi n-am. Păi n-am învățat engleză. Nu v-ați venit dacă este... Deci, în momentul în care este în termenul ăsta, curtea de conturi, cum să ceară explicații Consiliul Local de ce nu a fost dus la îndeplinit? Adresă trimestrială despre stadiul. Asta e, am spus altceva. Da, da, și să nu inventăm noi alte comisii, peste alte comisii. Nu, 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 să inventăm. Să inventăm, să inventăm. Domnul, doar e. Da. Totdeauna dumneavoastră, când ați fost la asta, ați tăcut acum când sunteți băgați mâna în buzunar, găsiți motivul ăsta. Deci exact mie mi-a venit de la curtea, la primărie mi-a venit raportul, l-am citit, mi-a dat mie sarcină, dar în același timp a venit și pentru Consiliul Local acest raport care vă obligă să-l duceți la îndeplinire, să veniți cu niște măsuri. Deci cum mi-a venit mie, va veni și dumneavoastră să căutați niște măsuri. Eu am făcut proiectul de hotărâre la dumneavoastră și dumneavoastră trebuie, în urma măsurilor dumneavoastră, eu pot să fac decizii și la școală, să rezolv la școală treaba ca să-mi dea dosarul la școală, că eu dacă dumneavoastră nu-mi faceți, asta eu nu pot să merg mai departe. Deci, citiți mai bine și o să vedeți. Am citit păi foarte bine. Și să vedeți. Dacă dumneavoastră nu faceți o să luați o hotărâre, eu nu pot să mă duc să fac o decizie la școală. Dați-mi, domnule, de ce a schimbat... Șarpanta sau chestii de asta. În beton l-ați făcut bine. Dați-mi, de ce, știu eu, la apă nu-i rezolvată? De ce la drum nu-i rezolvat? Că sunt o grămadă, le-aș citit o grămadă. Da, le-am citit toate, domnul primar. Vă arăt subliniat. Păi da, și noi am făcut raportul că după ce faceți dumneavoastră, eu pot să duc la îndeplinire. Dar e pus curtea de conturi, care de cazi realizate, domnul. Deci se poate duce la îndeplinire măsurile să aibă curtea de conturi, fără probleme. Da, și de asta. Cum vedeți dumneavoastră la Prodome? Și vedeți, părerea Orsman, în ordine ce s-a făcut acolo, înseamnă că n-ai înțeles ce am vorbit până acum. Eu am înțeles ce am vorbit, dacă înțeles ce vreau să fie acum. Dacă tu uiți la părerea acolo și tu citi materialul, se vezi că e vorba din dații de 2010. Și nu e adevărat, în dații de 2014. 15. 2014. Și uitați că acolo trecut din dații în 2010. Păi da, domnule, s-a făcut și procesii verbali de lucrurile suplimentare, că în urma precipitatea s-a stricat și să luăm și bani în plus. Eu mi-am spus punctul de vedere, să luați spațiu și nu e nicio problemă. S-au făcut 4 procese verbale a câte 800 de milioane, bani vechi. Printre care la un proces verbal scrie că Consiliul Local s-a deplasat la fața locului, nu știu când s-a deplasat, că am întrebat consilierii vechi, și a constatat următoarele de reguli, care au fost trecute în procesul verbal, vă dau copii. Și s-au făcut lucrări spre de 80.000 de lei, 800 de milioane atunci. Dar Consiliul Local a fost niciodată la fața locului. De unde știi că n-a fost? Păi n-a fost, doamne, că nu-i trecut nicăieri. Eu cred că ar trebui să-ți vezi o lecturi. Dar nu văd deloc, domnul primar. Nu vorbesc și nu trebuie. Dar chiar trebuie, că sunt documente. Bine. Păi da. Bun, o măsură, la părăzătă, trebuie luată în poza mea, pentru că... Deci, cine ia măsura? Noi trebuie să luăm Consiliul Local? El jumătate... Deci, dacă nu, nu mutu carul. Lucrarea jumătate, peste jumătate, e compromisă, domnule. Nu se vrea. Păi și ce cauză? Să vedem cauza, domnul Apoze. Da, domnul Apoze. Deci eu am studiat materialul. Da, domnul Apoze. Și mi-a spus punctul de vedere, vis-a-vis de ce scrie aici. Și eu l-am citit din două ori. Domnul Doresc, dumneavoastră, dacă ieșeați primar, ce faceați acum situația? Spuneți, dați-mi o idee. Poate
Duceam la deplinire, duceam la deplinire sarcini trasate de curtea de copii. Dați-mi pe hârtie, poate mă inspir și știu să fac. Eu nu mă duce capul să aveți aparatul de specialitate. Pe mine așa m-a dus capul. Cu aparatul de specialitate eu nu pot să mai fac o recepție, să chem pe nimeni, pentru că ar trebui să iau toate autorizațiile, de toate s-au expirat. Nu, în primul rând, nu o să mai vină cel de la autoritatea în construcții, la fața locului, până n-am din nou autorizații. Cine? Aprobați cheltuielile astea? Hai, vă întreb, ca să nu discutați. De-aia vreau să analizați. Nu, uitați-i. Păi, da, domnule, am inițiat, dar dumneavoastră trebuie proiectul care să-l vedeți. Eu v-am zis să căutați o soluție. Păi da, eu, interesat să mergeți mai departe, că de-aia v-am dat. Puteți să-l amânați pentru ședința următoare, mergeți la specialitate să vedeți, mergeți și la contabilitate și amânați-l și discutați-l ăsta. Eu de-aia am venit să găsiți o soluție și eu merg mai departe. Că eu și așa am mai rezolvat câteva din alea. Noi trebuie să facem un dosar și trebuie să ne rezolvăm. Păi tocmai de asta. Eu nu pot să rezolv. Să pot rezolva, domn primar. Asta v-am spus. Nu da. Eu n-am zis că nu vreau să rezolv. Eu am zis dumneavoastră trebuie să vă întuniți și să vedeți ce soluție găsiți. Hai să vă la recepție. Dacă se rezolvă, hai să fiți vreați președinte. Eu cel puțin când am fost președinte, ce ați făcut? Eu când am fost președinte, cel puțin am scos din ăsta, uitați-vă de acolo, am scos 1.900.000, am scos că am recepționat drumurile, canalizările și podurile. Dar dumneavoastră n-ați făcut nimic, pur și simplu ați vorbit și acum tot aia faceți, vorbiți. Dacă vreți să o rezolvați, căutați o soluție și rezolvați. Eu n-am zis că nu se poate. Să găsim cu toții o soluție. Da. Eu chiar mă gândesc acum, atât de așa organ de specialitate avem în primăria asta, eu nu-mi dau seama. Câți incineri avem, domnule, în construcție? Avem vreunul acolo care se pricepe chiar așa bine. În achiziții publice care să știi sau ceva. Tot primarul domnului e enciclopedic, domnule, să știi chiar din toate nomerii. Asta nu pot să zic. Sunt funcționari în primărie. Funcționari, dăm domnul apostol. Sunt foarte bun. Domnule, dăm două exemple care sunt chiar așa de bun, că dacă era chiar așa de bun, aveam până acum și trotuare, aveam și aia acolo. Aveam prea multe azi. Cum sunt aia specialiștii aia, doamne? Mai bun ca prins că nu sunt mulți în județul Bacău. Interesați? Sunt funcționari, excepționali, în primărie oituți. Dar cine e domnul? Ce a fost de bine? Tocmai așa. Atunci de ce nu s-a făcut recepție dacă chiar așa de mult? Punem întrebarea. De ce au luat foarte bine toți dacă nu... Doamne, eu vreau să foarte bine eu s-a dat așa să mă dădeam și așa cineva. Hai să vă spun de ce s-a luat foarte bine, domnule. Pe criteriile astea se mai poate ridica un salariu, că și așa ați văzut că nu găsești un om. Doar că nu putem... Și nu se poate trece promovările. Că se promovează și atunci ai un salariu mai bine. De aia se face. Că ați văzut, când vrei să ocupi un post, de 3-4 ori dai un examen, că banul îndeplinește sarcini și vine om cu bătrân și ia ca începător. Știi? Că nu găsești. Vreți să spuneți că nu aveți funcționare capabil și bun în compartiment specialitatea primarului? Asta eu n-am zis că nu sunt bun. Nu generalizăm. Păi domnule, și atunci cine a fost de domnule? Nu generalizăm. Bun, domnul Petrișor, după aia domnule. N-are rost să mai discutăm contradictorul, că atâta mie îmi place de dumneavoastră să ziceți eu și când am fost viceprimar, am făcut, făceam singur. Hai să vă aduc numai să vedeți câte hârtii trebuie acum la mediu. A făcut un dosar așa... Domnule, cine n-a lucrat, nu știi cât e de greu, domnule. Păi, dar nu, dar vreau să spun că vine și spune că vai, că nu trebuie, dar noi deja suntem puțin la cât se cere acum, lângă lupul ar mai trebui un om, lângă bâscă mai trebuie un om, ca să iei fondurile europene, că la un moment dat m-am gândit din... Bâscă o are pe Emilia, care e la fel de pregătit. Nu, ori ai bărbată sub pe Emilia, ar vrea el să aibă. Dar Emilia are destule acolo. Are tot probleme legate de investiții. Da, domnul Petrișor, vă rog. Sunt conștient că, indiferent ce măsură am propune noi aici sau aparatul de specialitate al primarului, nu vom reuși să ne încadrăm în timp. Curtea de conturi precizează că se vor impune anumite măsuri dacă nu ducem în termenul prevăzut de ei.
spune regulamentul curții, în cazul în care nu se iau măsurile de ce la îndeplinire, nu se ia nicio măsură, este deja infracțiune. Poate sesiza pe penal în curtea de conturi. Adică nu ne jucăm. Deci nu e glumă. Și asta plătim noi, ca primărie. Noi trebuie să încercăm să vadă pe legislatură de ce la devenire. Licea cu Hățman, că în rest... Se pot rezolva, că unele s-au rezolvat și merg în continuare. Nu e o chestie că asta, da? Și acolo, dacă s-ar vedea bunăvoință, mergem, măsurăm, facem poze, facem un dosar, uite, atât am putut noi să facem. Atâtea rezolvă și de ce nimeni să se... Dar să vadă că ne-am mișcat, dacă nu trebuie acțiuni, trebuie făcute. Că la un moment dat, vă spun, mai dacă mai trece un an, deja se prescriu toate și nu e nicio problemă. Și până la urmă trebuie să hotărâm. Bun. Noi, la un moment dat, noi oricum trebuie să facem un alt proiect de redresare al acestui proiect. Da? Mă gândesc că sunt mulți bani, dar trebuie să o rezolvăm. Că și eu m-am interesat. Sunt locuri, degeaba intervin acum pe niște locuri unde nu s-a lucrat, dacă nu începem tocmai de undeva de sus. Să începem cu baraje de retenție. Tot la noi, dar trebuie să facem ceva și să scriem și niște motivații de acolo. Trebuie făcut o recepție bună la asta. Da, ca să vadă! Știți de ce e creunată recepția? Eu nu vreau să mai bag mai povară, nu știu că mă abțin. Dar nu vreau să băgăm sau să ăsta, dar să vadă că ne-am mișcat. În 2015 au venit calamitățile care au acoperit. Domnule, dar și recepția nu s-a făcut pentru că firma asta, Enervo Construcții, a trecut în insolvență. Asta ne-a încurcat 99,9%. Că n-am mai avut cu cine discuta. A trebuit să facem, să contractăm cu controlarea lucrărilor cu altă firmă. Dar nu există nicio recepție parțială. Că dacă erau recepții parțiale, erau numai o analiză. Pentru... Dar cum s-a făcut plățile? Dar n-a avut la bază o recepție parțială și integrală. Prima condiție este să existe situație de lucrări. Situație de lucrări. Nu recepție. Cine face situația de lucrări? Dirigintele de șantier face situație. Face constructorul cu verificare către dirigintele de șantier în teren. De asta avem dirigintele de șantier. Pentru că de la contabilitate nimeni nu știe tehnic și știu contabilitate, dar nu știu tehnic. Mă duc pe teren și ce văd? El fotografiază două, trei. Întrebarea este, ce a plătit dacă n-a avut situație de lucrări? N-a fost situație. Nu s-a plătit fără situații de lucrări, clar asta. Eu nu le-am văzut, înțelegeți? Păi da, puteți să le consultați. Sunt toate legate, sunt la doamna contabilă, sunt la activă. Sunt situații de lucrări pe baza cărora s-a plătit. Nu se plătește nimic fără situații de lucrări. Și ce crede că ar trebui să fi chemat aici acolo în ăsta lucruri? Zice, uite, vezi, 2 metri aici de dosare, ia-le și citește. Păi sunt foarte multe, din 2006 și până în 2014, dar sunt o grămadă de dosare. Normal ca președintele Comisiei de Buget Finanțe să primească o asemenea răspundere, ia ale pe ăstea și citește-le. Eu nu știu ce. Dar mai sunt situații de lucrări și la dar eu mă asigur că nu se face plată fără situații de lucrări. Situația de lucrări trebuia să prezint un dosar și spune că asta este situația de lucrări este semnată de către dirigintele de șantier, de către cel de la achiziții publice, care verifică situația de lucrări cu devizul ofertă, să nu fie deficiențe între una și cealaltă și așa se plătește. Uite, deci nu se plătește aiurea. În situația asta o să facem o comisie de o săptămână. Da. Aici, Comisia de Buget Finanțe pentru ședința următoare, probabil, și să vină cu toate dosarele și să extragă de acolo, pentru că e salariat al primăriei, domnule, e funcționar. Să extragă ce? Situația de lucrări. Pentru păi situații de lucrări sunt sute de atâți ani. Nu este o situație și atât. Și atunci ne împotmolim. Vedeți unde ne împotmolim. Nu că trebuie să mai facem noi încă 7 comisii pe aici. Comisia poate să sprijine. Poate să sprijine treaba asta. Dar nici nu... Așa cum scrie și... cred că trebuie să facem o comisie. Trebuie verificat. Lăsați-mă un pic să spun și după aceea vreau să tehnic. Aici spune primarul prin compartimentele de specializat.
Deci compartimentul special, dar vi se pare corect, ia tu dosarele astea și citește-le, poate găsești pe acolo ceva? Să poate așa ceva. Domnul Ionel. Deci eu nu știu ce nu să lăsăm asta, pentru că... Asta e o problemă. După aceea, se vorbește. Nu, că noi aveam 18 cm sau 20 de centimetri pe reu. Păi și aia măsoară contabilul. Aia măsoară dirigentele de șantier. Mă lăsați să spun. Da, domnul, sunt avocat acum. Eu de acolo? Dar la să vorbească, domnule. Păi nu sunt avocat, eu știu de să fie în poca. Dar ciriază secretar deocamdată. Dar ciriază pe dumneavoastră. Nu are de să vorbească, domnule. Dar nu știu să vorbească, domnule. Eu am căutat să-mi spun așa. Domnule, arată-mi și mie buletinul de analiză de la beton. Pentru că orice transport de beton trebuie să fie însoțit de document de însoțire plus buletin de analiză. Da. Să văd și eu buletinul de analiză. Eu nu mă duc să măsor prin teren pe acolo, să dau găuri în pereu și să văd cât e de gros. Nu, asta-i treaba mea. Și nu vi l-a arătat sau nu v-a dat nimeni? Domnul Ionel, toate hârtiile le găsim la bâscă, domnule. Deci nu zice, uite, ia dosarele să-și citești. Le găsim la bâscă. Asta zic, un fel de luat la mișto. Dacă le luăm la mișto, un forbagaj de documente a fost luate la poliție și a fost analizat 6 luni de zile. El le-a adus înapoi. Da. Păi cum le-a luat așa? Ce s-a luat? Ce vorbești, domnule? Ce s-a luat la poliție? Ce s-a luat la poliție? A fost un proces. A fost un proces. Stai că n-am terminat. Peste toate astea. Era Petrișor, domnule, la poliție. Ai vorbit pe rând, că e treabă destul de importantă și trebuie găsit o soluție. Peste toate treaba. Eu oricum o să propun să amânăm. Ascultați-o, Leandră. Curtea de conturi spune că în prima ședință, după conformația acestui. Eu știu că ați împins la noi problema. Nu suntem pregătiți să dăm un răspuns. Un răspuns pentru așa ceva. S-a pus în discuție. Trebuie să întoarcă înapoi la comisii, să analizăm, să găsim, să ne... Nu e o problemă simplă. Răzmanul rămâne rezolvat, care este Răzman. Problema domnul Jirin are perfectă dreptate. Ați împins o repede la noi. Nu este regulă. M-am zis acum. Am hotărât, ne găsim, nu, reîntoarcem înapoi, regândim și luăm o soluție. Peste toate astea, în 2015, am venit calamitățile. Ne acoperim de hârtii. Domnul s-a întocmit acte de calamități. Zice, da, s-a întocmit. Nu le-am văzut. Acte de calamități nu înseamnă filme, nici poze. Sunt documente. Păi unde sunt alea când se întocmesc după regulament? Păi domnul Băscă nu are timp să uite în el. Nu știu ce face, ce nu face, că nu sunt. Și atunci... Domnul Băscă. Da, în afară de treaba asta, zice, proiect de hotărâre primind luarea la cunoștință. Da, luarea l-am luat la cunoștință, dar mai mult de atât. Asta dezvoltăm noi acum. Asta dezvoltăm. Nu ne cere asta. Ne cere să ne asumăm răspunderea. Ia, ne cere să ne asumăm răspunderea. Prin luarea la cunoștință înseamnă după criteriul curții de conturi luarea la cunoștință. Aia mi-a arătat, așa l-a arătat. Și am asumat să analizăm cu toții. Și atunci, dacă Băscă are toate astea, să vină aici, o săptămână stau și la mine, economic, aici. Ca să vedeți, ca să poți să-mi asum răspunde, să văd de ce nu s-au parcurs etapele care de mă ajută. Și uitați-vă ce mă spune, dau un scris și punem într-un plic și îl dăm la o persoană neutră. Samson nu va veni aici ca să-l tragem noi la răspundere. Samson fiind dirigintele de șantier. Nu va veni. Vă spun eu precis. Și așa că am vorbit singur. Dar în contract nu este stipulat, adică nu e chiar care contract? Contractul expirat de când? Expirat. Nu contează. El nu este. Da, nu mai e. Nu mai e. Nu e valabil acum, că nu mai lucrează. Noi dacă vrem să facem recepția în stadiul care este acum, conservarea nu se poate face. Că în lege scrie, se poate, dacă o lucrare nu ajungem la un... nu-i bună sau ăsta, se conservă. Asta n-ai cum să o conservă. Curge apa pe ea, ce faci cu apa? Bă, ei, n-ai cum să conservi. Ea cu cât o folosești, cu cât trece timpul, poate să deteriorează. Să mai trage așa, tot colateral. Eu l-am invitat pe domnul Samson și a venit într-adevăr atunci, pe timpul cât am fost viceprimar, a venit acolo și l-am întrebat unde sunt situațiile de lucrări, mi-a adus cu transportul. Și mi-a pus așa o cifră acolo, 1000 de camioane de pământ s-a excavat din acest canal de Răzman și au fost duse, zic să vă arăt, unde eu aflu muntele ăla de 1000 de basculante, de 40 de tone, da? Că numai cu din alea să lucra.
O mie? Bă, dar tu ești, bă... Păi ce-a lucrarea care ești la mine? Până uită de acolo. Și s-a ridicat după scaunul și aia, doamne, eu nu mai vei niciodată. Păi, la revedere. Probleme reale. Și-a plecat. Da, nu s-a semnat nicio recepție, legătură cu 1000 de camioane. Deci, domnul Ionel, dacă îmi permiteți continui, eu, dar înainte de a veni, m-am mai și interesat, am mai citit, am mai... Deci, noi, ca să... când am mai fost în comisie, am vrut să încerc să semnăm parțial ceva. Cel de la Autoritatea în Construcție nici n-a vrut să audă, că acolo stăteam partea inginerului de la Autoritatea în Construcție. Deci, eu nu semnez așa ceva când există... Samson stătea dădea din nume. Singura problemă este noi, eu asta o zic, la nivel de Consiliu, facem o comisie, îl luăm și pe Bâscă că este obligat să meargă, că știe în general lucrările, uite aici s-a făcut pe toată lucrarea, cu niște poze, poza numărul 1, începând de la kilometru, aici e bună, aici e stricată, aia nu s-a făcut, asta e stadiul lucrărilor, asta s-a văzut, asta am întreprins în... Noi, și asta s-a constatat, noi dăm la Curtea de Conturi, atât am putut face noi. Pentru că nimeni nu vine, deci noi nu putem să-i aducem să mai facem recepție, că... Nu, dacă aveam autorizațiile valabile, da. Acum trebuie să facem din nou autorizații, ca să poată să vină cel de la Autoritatea în Construcție. Ăla nu vine dacă nu avem toate astea. Pentru ce să facem? Numai ca să vină un om? Și până l-o facem, ne punem la Curtea de Conturi, el mai trece un an, o să vadă ce ăsta se plictisește și noi, între timp, poate la anul o să avem bani și începem să facem o lucrare de sus cu o soluție tehnică, că s-a văzut că asta nu-i bună soluția tehnică. Incompletă și începem de sus în jos și facem treaba bună. Și o facem pe toată ăsta, că ați văzut că s-a făcut unde a fost mai ușor, unde a fost mai greu, s-a sărit. Nu era normal. Trebuia să înceapă de sus și până unde ajungea la vale. Dar s-a făcut pe sărite, tocmai de aia s-a stricat. Și asta, dacă la anul, că numai anul ăsta nu mai sunt bani sau să faci. Poate reușim să facem proiecte, să facem și alte proiecte cu bani, știu eu, prin PNDL, că cu bugetul nostru nu prea poți să faci. Degeaba ne hotărâm. Vor trebui făcute baraje de retenție la Motet. Păi tocmai de aia. Pentru că lucrarea a devenit un pericol public, pentru că păi, și punem. Nefiind protejată, da. O să se înfunde sub un pod acolo și o să inunde casele. Putem face și o hârtie. Da, soluții tehnice sunt. Și putem face și o hârtie cu declarat. Știm care sunt soluțiile pentru să nu mai vină pietre și mâni. Da, dar să spun ce s-a întâmplat. Dacă nu ai recepție de lucrări făcută la lucrarea terorului, nu poți să faci. Dar pentru treaba asta, acum, trebuie să eu ce puțin mă abțin de la Coca și dumneavoastră, dacă nu se propune să întoarcă înapoi la comisii, să venim cu o soluție deja pregătită și discutată cu toții. Nu puteți să ne opuneți acum să luăm o decizie. Da, domnule. Păi, haideți să vedem care asta este. Așa cum determină proiectul de hotărâre, eu cred că îl putem vota. Pentru că din ce am citit aici rezultă, Curtea de Conturi a făcut cunoscut ca noi, domnul primar, să ne fac cunoscut raportul cu Curtea de Conturi. Așa am înțeles eu din proiectul ăsta de hotărâre. Așa de deci nu văd cum s-ar arunca răspunderea asupra Consiliului Local. Domnul președinte, vă rog frumos, dați citirii ultimul paragraf al raportului întocmit din Consiliul Juridic. Și o să ne convingem că așa se spune. Citați-o bine. Ultimul paragraf din raportul întocmit din Consiliul Juridic. Penultimul. Penultimul sau? Da, în cazul ordonatorului principal. De credit ai bugetelor locale, un exemplar din raportul de follow-up se înaintează spre analiză și Consiliului Local. Consiliului Local Comunal, după caz, solicitându-se prin scrisoare să dispună urmărirea modului de ducere la îndeplinire de către entitatea verificată a măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi și să informeze despre acest lucru conducerea structurii de specialitate care a emis decizia. Adică nu... Păi atunci, acum, dacă dumneavoastră nu face nimic, dacă dumneavoastră nu face nimic, cum mă informați? Nu m-a spus cum faci, nu m-ați înțeles, domnul primar. Eu dar uite, să vă explic, dar văd cum Consiliul Local ia cunoștință despre acest lucru. Și ce am spus, doamna secretar? Am spus altceva? Deci, eu în proiectul cum este făcut, nu văd că s-ar arunca în sarce la Consiliul Local. Consider că putea fi votat. Păi da. Până fiecare votează cum dorește, domnule, cu prieteni.
ne aduce la cunoștință. Consiliul local doar este informat despre raport și despre măsurile care vor fi luate. Consiliul local trebuie să vă aduce la cunoștință ce am făcut. Am făcut ceva sau n-am făcut? Termenul juridic la cunoștință înseamnă... Da, domnul Floroi, spuneți. Domnule președinte, păi și de ce nu v-ați înțeles? Păi oameni buni, haideți să ne înțelegem. Vorbim pe rând, hai să ne auzi. Poate găsim totuși o soluție. Ce am înțeles? Mulțumesc. Curtea de conturi, din ce am citit, că l-am citit și eu cu destul atenție cât am reușit să înțeleg, a dispus niște măsuri. Aparatul de specialitate se poate prenunța că poate să ducă la îndeplinire sau nu poate să ducă. Aici este toată discuția. Absolut, da. Aparatul. Da. Domnul primar supraveghează și colaborează. Poate aparatul de specialitate consideră că poate fi dus la îndeplinire? Dacă nu poate, abia atunci vine și spune, domnule, noi nu putem duce la îndeplinire, trebuie să întocmim o comisie. Noi, dacă întocmim o comisie aici, dintre consilieri, reușim să ducem la îndeplinire? Nu. Atunci, nici baza legală nu ai. Ce facem? Nici legală nu este, domnule. Discuția, dacă îmi permiteți, din ce văd eu, responsabilitatea se pasează de colo-colo. Și nu vom rezolva nimic, așa o să fim penalizați într-un final, că nu vom duce la îndeplinire. Putem chema din aparatul de specialitate cine a luat la cunoștință și are responsabilitatea să ducă la îndeplinire. Poate să vină să ne spună, domnule, da, putem sau nu putem. Păi, pentru că noi aici ne dăm cu părerea... Ne referim pe rând la fiecare măsură dispusă pentru înducerea la îndeplinire. Ce vom specifica cu de cont? Măsura 1, 2 este... Asta nu se poate face într-o ședință, se trebuie făcută în comisie, luată, analizată fiecare parte, chemat comisia de specialiști în primărie, discutăm cu noi și atunci acționăm cunoștințarea. Facem o extraordinară, ne pregătim, aparat de domnul primar să dea o decizie în care să spună cine din aparatul de specialitate răspunde pentru fiecare punct din decizie și ulterior să vă comunicăm la o altă ședință. Atunci facem o extraordinară imediat. Amânăm proiect. Da, nu se poate amâna un proiect. Trebuia să-l respingeți de la ordinea de zi. Nu, se poate și acum. Nu se aprobă. Păi nu se aprobă, iar se aprobă altceva. Dar nu se propune, nu se propune amânarea. Adică, dacă fi scos un proiect de ordinea de zi cu acordul inițiatorului, nu se amână un proiect. S-a votat ordinea de zi așa cum e. Se votează împotrivă sau... Problema care și votea de corduri, din câte am înțeles, spune clar, în prima ședință, Consiliul Local se ia cunoștință de raportul Curții de Conturi. Altceva nu ceva, nu adică cum măcar nu știu, da, măcar să ia cunoștință de raport. Iar lunați, vă informăm ce măsură am luat. Domnul primar dă o decizie și spune, cutare de la compartimentul ăla rezolvă, se ocupă de punctul nu știu care. Nu văd de ce să nu votăm acest proiect de hotărâre, pentru că de acum încolo avem termen că de duceri la îndeplinire. De acum până în aprilie. Până în aprilie, da? Nu se mai reușește până în aprilie. Dacă mi-amintesc bine, avem un proces. Este o măsură în care ne aflăm într-un proces. Dacă s-a și finalizat, măsura a fost anulată, în așa fel încât acea... Deci aia s-a încheiat. Și dacă vă uitați în raport, toate sarcele trebuie duse la îndeplinire până în 18-a 3-a. Nu. 28-a 4-a. 28-a 4-a. A fost 18-a 3-a, a fost prima decizie. 2016. Și s-a prelungit până în aprilie anul ăsta. Ce pe asta e? Tocmai luna viitoare prezentăm și măsura ce am dus la îndeplinire în aprilie, dacă s-a terminat sau nu s-a terminat și atunci vom constata dacă totul e în regulă sau nu e în regulă. Gândiți-vă că un exemplar, extras din procesul verbal al acestei ședințe, trebuie transmis Curții de Conturi. Împreună cu hotărârea luată, că o luați sau nu, noi trebuie să ne conformăm... S-o trimiteți la... Da, domnul Floroi, spuneți. Ce am înțeles eu personal din toată discuția și ce a spus domnul primar și ce a spus și domnul vice, că în urma comisiei de recepție care se deplasează la fața locului, constată ce s-a făcut, ce trebuia să mai facă, ce s-a stricat și, mă rog, ce trebuie să mai facem în continuare, consider că dacă comisia se duce la fața locului și constată
Și după aceea să poată face ceva pentru pârâul ăsta. Fii invitat și de sigur, să fie invitat și aparatul și specialitatea primăriei și comisiei. Și să analizeze. Da, domnule, să analizeze la fața lor. Pentru asta trebuie să aprobăm hotărârea că v-am adus la cunoștință raportul și apoi sunt multe măsuri care se impun. Deci asta e ideea. Exact. Eu tot asta vă înțeles și eu. Băi, oameni buni, putea de votul a adus la cunoștință. Și noi trebuie să luăm cunoștință de ce a spus putea de pol. Și până la următoarea ședință informăm, am făcut sau n-am făcut ceva, nu? Da. În da, sensul fi. Ăsta. Hai doar v-am informat despre raport. Uite, aici asta sunt niște măsuri. Vedeți, aici sunt niște măsuri care trebuie, că unele au mai fost rezolvate. Unele măsuri reprezintă școala. După ce ați luat voi, după ce ați luat voi ăsta, voi ați luat la cunoștință și ăsta, eu pot să fac. Cu Gogo am rezolvat cu avem aici tot. Cine a studiat cu școala, cu școala după ce am asta, nu pot. Mă duc la școală și îi cer decizie. Deja are, dar până nu mai trebuie rezolvat la asta. Și atunci depun, dar trebuie să fac un dosar în urma hotărârii respective și eu trebuie să fac decizie să trimit la școală ca să dau un număr de registrare. Nu pot să dau un număr de registrare până nu am o decizie a Consiliului Local. Deci ce am înțeles acolo de s-a adunat la cunoștința Consiliului Local. Aici ne-am muncit cu vorbării, pentru că domnul primar a inițiat un proiect de hotărâre, iar în Consiliu ne-a spus cu totul acela. Am pus înaintea boilor calul, ca să vă spun cum putem rezolva treaba cu asta. Că eu fiți sigur că niciodată nu pot să, n-o să semnez dacă domnul primar care a fost în funcție n-a semnat sau n-a putut să vă conving, eu nu pot să... Cine s-abține? Abține. E contra cineva? Nu e sigur. Deci nu trece proiectul. Eu ce transmit cu nu s-a trecut Problema care este? Curtea de conturi, adică ne facem de râs. Curtea de conturi, ne-a cerut. Numai că nu la cunoștință, domnule, nu altceva. Putem să spunem, noi să ridicăm împotrivă, că ne-am luat la cunoștință, că ne-am primit fiecare materialul, domnule. Așa vă spun. Măcar primul articol, adică ce comunicăm cu orice de conturi? Că n-ați vrut să luați la cunoștință, deși raportul mi s-a prezentat. Deja mi s-a trimis rapoartele acasă și noi am refuzat să luăm la cunoștință. Să nu până la vot pe articole, domnule. Ce treabă am spus la vot odată? Dar nu mă înțeles mai odată ce ai dat. Ți-a adus la cunoștință, că nu la cunoștință, e raportul cu orice de conturi. Dar vă spune separat articolele atunci. Cum? Separat. Dar separat de Consiliul Local atât îi cere, să ia la cunoștință, iar primarul prin partidele de specialitate să ia măsuri de ducere la îndeplinire. Așa spune proiectul de hotărâre. Nu de bun. Spuneți ce înseamnă, domnule? Nu e lipsită. Și care ar fi efectele în opinia dumneavoastră? Care ar fi efectele? Că dacă mă cheam pe mine la DNA, spun cum n-ai șuba, că ai zis că ați luat la cunoștință, era normal. Hai să luăm din text. Ați luat la cunoștință ceea ce a găsit curtea. Și cu 3, 7, și tu nu votezi, nu? Eu n-am votat. Nici așa, nici așa.
Ce a vrut, m-am abținut. Băi, n-ai citit nici matalicul. Ce, dar asta înseamnă aducerea la cunoștință. Că ați citit ce scrie acolo. Da, l-am zis-o. E schimbat între timp. Este care e. Puteți veni cu bunătățile articolul 2 din comisia care a făcut soluția. Hai de drum. Hai de drum. Azi a venit deja o hârtie de la un ziar de la Bacău cu proiectul ăsta. Ne-l cere că de ce nu l-am pus pe site și să-l trimitem. Păi ce, n-avem, nu s-a concretizat într-o hotărâre? Și ne cere azi, mi-a venit hârtia, să-i trimitem un ziar de Bacău. Adresa e de la Piatra Neamț. Cu ștampilă, un ziarist, nu știu care, i-am dat lui Bâscă. Că noi trebuia să punem hotărârea de când a venit. De anul trecut trebuia să o punem pe site. Și când ne-l cere... Am votat! Ai votat! Ești un moment! Pentru și 7 abținere. Așa a fost, da? Nu e adevărat. Cum să fie dacă și-a fost? Cum adică? Cum poți să nimițiți așa? Cum o pentru? Dar ea numără-i tu acum. Hai să numără-i, domnule. Care a fost pentru? Care a fost viceprimar? Domn președinte. Aveți rolul de președinte, domnule. Da, domnule. Ce treabă are viceprimarul? Deci, nu, viceprimarul. Domnul 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 A, țin. Ce mai vrei, domnule? Da, țin. Păi, deși nu mai știu. Păi, deși nu mai știu. Acum ies așa. Acum ies așa. Acum ies așa. Dar ai ridicat mâna. De asta ai ridicat mâna. Dar cum sunt? Dar ai ridicat mâna. Dar ai ies așa. Dar ai ridicat mâna. Deci ai ridicat mâna. Doamna juristă, haideți să vedem modalitatea prin care totuși, chiar dacă nu sunt cei ce acum, organizăm peste o săptămână sau când credeți o extraordinară, până atunci identificăm toate nemulțumirile lor acolo și dăm o hotărâre și cu asta basta. Dar cine nu mai e vorba? Nu înțeleg. Păi văd că jumătate sunt, da, jumătate nu. Păi îi notăm pe cei 7 sau 8 ca să vedem dacă sunt 7 sau 8. Deci e clară treaba, dacă domnul Ungureanu nu este, de ce domnul nu este sau nu este? Domnule, dar n-au să ți-a gândit după aceea. Acum, ce să-i fac acum? Păi, dar el se spune, e pentru sau împotrivă? Vorbiți voi? Dacă s-a supus votul, a ridicat. Da, pentru. Și acum a zis că el a zis că s-a abținut, domnule. Ce facem? Ne revendicăm votul. Păi, odată ridicăm mâna. Hai că-i doamna Anastasie aici. Eu nu vreau să mă transform în doamna Anastasie. Ori la, ori mă la. Deci, spune, domnul se abține, ia-i pe rând și scrie la fiecare că trebuie să le trimitem la curtea de conturi. Le studiați, s-a găsit soluția, aveți timp să vă întâlniți.
Da. S-a mai întrebat. Eu am dat niște soluții așa să putem față de ei să ne descurcăm. Oricum, și amânarea nu e. Domnul primar, eu ce am înțeles de la domnul Neru și zic că e bună ce am zis de la Adică mai sunt două proiecte, ai trei trece și gata. Domnul primar, eu sunt președinte, când o fi dumneavoastră, fă-o! Conduce ca lumea! Lasă-mi, domnule, că-ți conduc, când o să fii dumneavoastră, o să conduci cum vrei. Ai condus 20 de ani. Mai lasă-l nici pe noi, lasă-l. Ci! Eu mă dracu' din treabă. Și crezi acasă la dumneavoastră. Haide, na, ce să spun, mă, ne-o fi frică de tine. Nu ne-a fost frică în 8 ani, de acolo nici ar fi de tine. Deci, punctul nou a ordinii de zi. Domnul, face muzica, domnul președinte. Păi da, nu vede că eu n-am voie, ăla n-are voie. Să vorbească numai el. Trebuie privind alegerea președinței, care mai e mare. Nu. Păi da, dar ăsta-i cu președinte, nici după aia vine punctul 10 președinței. Deci ăla care l-a adus complementar. Punctul nou e alegerea. Nu, domnule, punctul nou a adus. Alegerea conștiinței. Da, și după aia l-a spus pe ăsta al 10-lea. Abone cu domnule. Păi, dar și ce vrei? Bun, domnule, hai să-l punem la abone. Ăsta era normal la ordinea de zi. Care? Ultimul. Nu cu abone. Dar la ordinea de zi n-am adăugat proiectul. Păi ăsta e. Normal și fi drept, ăsta era ultimul. Nu, ăsta trebuia să-l punem la abone. Deci ăla 10, ăla mai... Băi, doamna Nicoleta, eu am înțeles ce, dar trebuie inversat. Uite, așa vreau eu, care-i problema? Păi cum s-a aprobat ordinea de zi? Deci, vreau de o teleprimit de alegerea președintei ședință la Consiliul Local pentru perioada martie mai 2017. Aveți cuvântul. Domnul consilier Ionel Gheorghe, Floroi Costică și Gabor Mare. Luați cuvântul și propuneți. Hai că nu propuneți. Deci propun eu, domnule. Nu propui, propui la... Dumneata propui în martie. Sau când o fi. Dar de ce dumneata propună o urmare? Nu, dar ei trebuia cuvântul președinței. Președinței. Celor trei comisii care au dat la propunerea. Așa este, până acum nu a fost. Da, dar nu te-ai dat de domnul Ingenier. E o noutate pentru noi, pentru că facem hotărâre. Într-adevăr, conform legea asta, doamne. Conform legea asta e procedură. Că n-am respectat, conform, voi asta conform legea asta e procedură. Acum noi trebuie să facem și o propunere concretă. Hotărârea va fi că da, trebuie ales un președinte de comisie pentru că mandatul a expirat după 3 luni. În condițiile astea, și o propunere concretă. Îl propun pe domnul Butucar Sorin. În prenotație toată lumea o să fie. Absolut. Dar, hai să zicem așa, zic eu, că e bine să mai căpătăm experiență cei care suntem, nu? Și mai punem unii care au mai fost. Propun pe Butucarul Sorin. O propunere. Trebuie să fac și eu o propunere. Am dat avizul favorabil. Comisia de Agricultură a dat aviz favorabil, pentru că așa s-a propus de la început, conform procesului verbal, din 3 în 3 luni, să se schimbe președințe de... Așa. Dacă trebuie să fim toți de acord că din 3-3 luni să se schimbe, eu îl propun pe domnul Apostol. Nu, lăsați. Renunț în favoarea lui domnul Butucar. Lasă, poți să renunț în favoarea lui domnul Butucar. Asta e propunerea domnului Apostol. Lasă, domnule, că nu mă vină rândul la toată lumea. Votăm acum sau în martie? Acum. Acum. E, dacă în martie, normal așa ar trebui să fie. Martie, domnule, a început, nu acum. Păi
că până acolo, până atunci o să mai fie extraordinar, dar de ce nu acum? Păi și de ce mai bună la martie? Trebuie să te rog de martie, de martie! Trebuie să stai pe scaunul ăla! Dar dumneavoastră, dar ce ai stat 20 de ani, doamne, și l-ai făcut nimic! Da, da, lumea mă, lasă, hai că știi, mai lasă! Și pe mine m-a dat lumea! Numai dumneavoastră ești deștept, ăla cu... Hai, 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 pentru prima propunere. Este o singură propunere. Hai, domnule, domnul Cotă. Da, domnule, da, hai pentru punctul 4. Toată lumea. Toată lumea, da. Aici la s-a făcut o propunere, acum a făcut. A doua propunere. Da, domnule, te-ai obținut dumneavoastră. Da, 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 domnule, dar atâtea voce ai ce să nu de lucru să ne cerți. Nu m-am mă mai puzi și ăsta la cap, pentru că a fost tot din mine. Următoarea care este? Punctul 10. Prezentul privind acceptarea ofertei de donație a asociației Fundației SRL pentru om, având ca obiect imobil teren în suprafață de 8% de intrat, situat în incabilată satului Tuz, comuna Tuz. Domnul Ionel, aveți cuvântul? Da, aviz favorabil, este necesar. Procedura cere să se facă transferul pentru apă și canal. Cei 18 metri pătrați să află unde sunt pompele acolo la Bogdănești, pentru pompele care mișcă fluidele astea care se întreagă. Aviz favorabil. Da, și acolo se află terenul, 18 metri pătrați, se rog pompele. A venit dumneavoastră. Supuneți la meu. Dacă nu mai are nimeni. Uite, îmi zici că trebuie să-l fac și eu, că e Comisia de Agricultură. Ei, nu trebuie? Haideți să supunem la vot, că până acum, pe timpul lui domnul Osoroi, ședințele durau de la 9 la 12 sau la 1. Acum, într-o oră și jumătate, am terminat 10 puncte. Bravo! Hai, domnule, din gură, că vorbesc eu acum! Ești dumneavoastră mai prost ca mine! Păi dacă mă face mini-prost, nu știu că mă... Păi dar nu am făcut! Mă gândesc, uitați cum sunt eu, domnule! Păi eu tirai și eu, domnule! Păi domnule, mie mă face prost, nu eu! Haideți, băi! Deci ați votat acest proiect cu 15, da? Are cum un... Nu, nu, nu! Mai este cineva acolo care... Nu, nu, la diverse. La diverse, cu suntem la diverse. Hai să așteptăm și omul. Domnul ședinte, vine primăvara. Noi avem fâneți, eu cumpăr fâneți. Ce facem cu oile? Eu stăpân două zile pe fânațul la Muncești și la Manciuc, în ziua când mă duc la Cosân și în ziua când de la Dun. În rest, îi ia ciobanilor tot timpul. Tablele îi izlas pentru ăsta. Așa s-a izlas. Nu se duce nimeni. Tu stă în spatele casă, se uite la televizor cu oile, prin brazne, cu ceapă, prin hip, prin toate cele. Eu nu stăpân pe haragă, eu nu stăpân. Când m-am dus la Culies, pe Coșna să strâmpăm, capurile toate erau în ei, niculease poama. Am prins două capri, am sunat la postul de poliție, domnule, uite așa, așa. Până am intrat undeva, m-a sunat domnul Nicodim, că era domnul, era șef de postul. Zice, măi, că ne vezi că ai furat două capri. Păi da, te-am anunțat. El a venit la poliție și m-a dat pe mine că am furat capri. Pe proprietatea ta e furat. Și de ce eu plătesc fânațul ăsta pe un an de zile? Nu așa plătesc, eu dau aproape 4 milioane la primărie, pe agricol și pe toate cele. Atunci numai două zile sunt stăpân prin locul ăla. Că atunci plătesc două zile. Și în Iezus te aducă ciobane, te luați-le taxe la ciobane. Problema asta ține de poliție, nu de poliție local. Dacă treci la poliție, te trimite la, la local, deci că nu ia ei impozit. Dar se subordonă prin poliție. E vorba de a lua măsuri contra persoane. Nu vine. Nu contra persoane, e vorba de stabilirea unei situații de rășunată de datora. Dar peste multa fără contra persoane. Noi facem o rătie, facem la dacă nu rezolvă la poliția locală. Domn primar, uitați Zanchirea. Facem mai departe la Bacău. Zanchirea lui Clopoț, e femeie din 90 de ani. Și are fânați lângă mine în groapa lui Șeghe și din groapa lui Șeghe nu l-a mai costat de ani de zile, că nu mai e cei, că mi-l costat și acolo tot. Și când i-a zis Zahira, ce las că mă duc la primărie. Până te duci tu la primărie, îi usă toată primăria cu brânză. Și atunci ce facem? Nu cred. Băi, aș vrea să văd și eu un caș pus aici, că poate alte au luat.
Dar noi de la care... Dar vedeți că dumneavoastră de la Dima și care să și din dumneavoastră nu se mai luați ca așa. Lasă domnule să explice că e adevărat asta, nu vă mai... Dar deci tot Manciucu, peste tot... Am problema de atâtea ori și Manciucu... Înainte eu știu că eu din nici copil am crescut la tata, la bunici cu Ghidi. La Sfântul Gheorghe se ieșau oile din Manciuc, din Muncei, de peste tot. Și la Sântămărie se începa cosutul. Dar acum, toată vara când te-ai dus, tu spui ne-a costit că le-am filmat. În Muncei, în ziua Iaza Mare, nici locul Munceiului. Așa este, domnul. Știm că... Domnul primar, când dumneavoastră dați o autorizație la Ciobeni, nu dați pe suprafața care el o deține, care a cumpărat-o? Deci au fost niște contracte care încă mai sunt valabile în 2018. Alte contracte nu s-au mai făcut, pentru că nu-i terminată pastorala. Toată lumea se dă din stânga-ndreapta. Nu vrea acum, am făcut din nou contract, sper să facem, să facem pastorala și să le dăm. Dar nu vrea, eu am vrut de acum, de acum am vrut să încep, dar a zis că e urât, e parte și nu putem. Problema este că o să facem, vreau să cumpărăm o mașină care să urce dealurile la poliția locală, să implicăm de am făcut, să implicăm și poliția locală, să, cu amenzi, cu sancțiuni și dacă mai intră pe pășun, cu amenzi, lăsăm unul simț la o parte și trecem la sancțiuni. La uitul de aici, ar fi numai tablele. Tablele l-are eu ăsta. Păi, uitul zi. Înțeles că nu mai este niciunul. Să ia uitul zi, nu? Să ia... Haideți, domnule, domnule, să terminăm o dată civilizat, că văd că din ce în ce merge mai în mai rău. Măcar... Păi dacă tot... Avem la diverse, ne-a venit proiectantul cu niște schițe pentru stadionul de sus și să vă dați o părere. Domnul Botezatu, o să analizăm în Comisia de Agricultură Strămișii cu domnul Coroș care mai sunt și o să luăm o decizie și o să faci un proiect de hotărâre să ne aiutăm primărie. Când se duc cele întâi la diaspoare, să stăm, analizăm situația asta și o să găsim o soluție că este o problemă. Este stână aici. Unde ai tu pășunatul? Stabilim și reglăm problemele astea. Dar ce mai bine asta? Până în primă, până când începe pășunatul, o să clarificăm. Fără brânză. Poate ai nevoie. Stai. Domnul Sumescu, are dreptate. Altcineva la diverse, haideți, vă rog frumos. Vreau să-l numim domnul proiectant care a făcut proiectul pentru facultate, amenajarea. Să ne explice ce, cum, plan și fotografii. Mai putem face și noi niște modificări? Ce doriți? Sigur, dezeribuie. Eu sunt de acord cu noastră că facem un teren de vorba. Dar... Stadion? Ar fi indicat. Eu îl văd aici ca fiind teren, și nu mă interesează ce e. Dar ar fi bine în tot ăsta să încadrăm și un spațiu de joacă pentru copii. Cu tobogane. Există. Unde că îl văd? Dați-vă un pic. Avem festivitățile care urmează a fi în momentul de joacă. Aici se curcule sanitare. Acesta este un spațiu de recreere, adică un cupăcel cu băncuțe. Așa, da. Deci e prins aici. Vedeți că sunt mai multe planșe. N-am putut să le facem pentru că ele necesitate. Spre exemplu, am văzut un parc municipal Onești, au amenajat, cred că 50-50, poate și un pic mai bine. Asta o, e o parte betonată, ei au un Onești asfaltat. Da. O parte asfaltată, că sunt foarte mulți copii. Eu personal am dus copii în oraș, în parc cu rolele. Deci, părerea mea ar fi bine de... Niciodată problemă. De încadrat o porțiune, o văcută ceva. Deci eu unul asta propun. Leagă-ne și loc pentru a se putea cumva cu rolele, cu o bicicletă, decât fiecare mai să deși tinere printre. Aici e jocul de vedere, aici sunt lucrurile sanitare. Ăsta nu e de 140 pe 20, nu chiar micuț, este stadionul de mini fotbal.
la standardul actual. Și aici scena, dar... Aici este scena. Deci, porțiile sunt există și două vestiare. Dacă la liber se mai e ceva sau cineva care să ia cuvântul. Să vă și un pic. La diverse. Acum trebuie să faci copii. Da, domnule, vă spun. Domnule, a spus că mi-a povestit. Ce mă spun? Am rășământul pastoral. Am contractul cu Căruțeanu. A făcut și să înceapă să finalizeze. A zis că nu se duce zăpada, nu. Nu poate să facă. Nu, trebuie să meargă prin noroaiele alea. Asta o să-mi asum, normal trebuia să-și asume riscul alții, nu asta, dar mi-asum riscul pe unde, chiar dacă am mai trâng, mai ocolim, important este că sunt și locuri abandonate, o să le luăm să iasă cum a fost cadastrarea făcută în 86. Să nu depășim spațiul care există, că noi, a fost o cadastrare, ultima cadastrare, plan făcut în 86 a fost făcut. Nu este în regulă să luăm proprietățile particulare. Pe de unde au ieșit în afară, n-au acte, n-au asta, dar dacă avem mai ocolim și după aceea sau le cadastrăm și după aceea să vină ei cu acte să ne dea în judecată, știi? La nivel de primărie există amenajament pagini și amenajament fond forestier. Ascultați-mă un pic, ascultați-mă un pic. Pe amenajamentul pagini nu putem închiria până facem amenajamentul pastoral să dăm la, în primăvara asta, să închiriem terenul la fermieri? Eu am făcut și anul trecut, am zis că terenurile, cum au fost, le dăm, important, curtea și curtea de conturi ne-a zis că putem să le dăm închiriere, să plătească închiriere. Chirie pe păscut, pe perioada, știu eu, 5 luni sau 6 luni. E mai până în septembrie. Nu pot, păi, dar aici e treaba cu pastorala, dar nici nu se mai îngrămădesc niciunii, că acum greu să mai iau fonduri. Că de aia nu se mai zbat. Domnul Coroi, să faci. Domnul Vici. Da, domnul. Cu privire la iluminatul ăsta stradal. Cetățeanul trebuie să anunțe că becul din fața lui nu arde sau consilierul. Cetățeanul, dacă am zis că anunță consilierul, păi zic, noi suntem în zonă și cetățenii sunt în zonă. Când te anunță că ori fi dumneata, ori... Așa. De exemplu, la marginea, la Cornel Cozam, acolo unde chiar în panta e unde urci, ori nu este lampă, ori este și nu arde. Da, domnule, acolo am fost să lampă 250W. Așa. Acum am primit și domnul de... Eu îmi cer scuze pentru consilierul care este în zonă, că cineva mi-a zis chiar pe ea și... Este o lampă la transformator 250W. O înlocuim și până la 24W. În afară de faptul că dumneavoastră mergeți continuu peste tot și vedeți. Sau domnul Sudoi, dacă aveți ce v-ați spune, să auzim și noi, domnule. Păi nu, că a scăpat situația de sub control. Păi nu, că a scăpat, dar uite, mă manerva cineva, care e tot la fel ca și mine. Mă las, mă prinde. Adică lumina trebuie să fie pusă la punct. Da, domnule. Aia e important să avem... Tot din cauza dumneavoastră, și ciotiți tot bisericuța acolo. Nu, era proiectul care se face. Era proiectul, hai de proiect. Deci, mai aveți ceva la diverse? Nu, mai... Dacă nu aveți... Deci, proiectul ăsta ce vreau să 23. Noi tot ne-am discutat și au venit unii cu parcarea într-o parte, la un moment dat era parcarea în mijloc și am zis că nu are rost să stea parcarea în mijloc. Nu, noi cu îmbunătățiri, noi cu îmbunătățiri o să mai venim. Acum, pentru că avem bani puțin, important este să facem gardul, să facem scena, că după aceea cu asfaltări, cu înălțim, cu ăsta, poate se trage apa după ce se face asfaltul, că acolo se face asfaltul, după aceea se îmbunătățește. Nici să nu cheltuim la început atâția bani. Că ăsta se fac din bugetul local, că nu cred că reușim să luăm prin PNDL sau ceva. Da? Va fi o sumă mică și... E sumă mică și asta. Deci am căutat să fie... Important să nu-și mai depună tractorul, fânul, lemnele acolo și scena asta... O să fie bun și o să fie și un loc pentru școală, pentru asta.
Și oamenii care la monument o să meargă. Până pe 15. Noi sperăm, dacă îi dăm asta, noi urgentăm. Că de asta nu... mă bucur că a fost... Îți reparăm și drumul ăla până la monument. Acolo se face asfalt. Să facem și sus. Acolo e asfalt și... Nu mai vorba a fost de timp. Păi de asta mă bucur, nu mai vorba, că până... Deci, în martie va avea loc pe 23 ședința și va avea la... Prejudecător din aprobarea bugetului, dacă va fi... Eu oricum vă mulțumesc cu micile incidente, așa vă mulțumesc că... Nu cam mici, de ce nu scuze? De ce nu scuze? Nu mici, ce nu scuze? Da, da, domnul apostol! După pauză mare, am provocat, dacă nu eram provocat... Nu aveți dreptul! Vreau să fiți provocat, nu! Vreau să fiți provocat, nu! El e la piață acum, băi! Ați greșit?